Bună ziua, eu sunt Camelia Chira și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Începând de acest an vom face matematică împreună. Bună ziua! Astăzi vom face o nouă lecție și anume teorema lui Pitagora, care constituie o relație între cele trei laturi ale unui triunghi dreptunghic. Și o să luăm un triunghi dreptunghic, unde avem cele trei laturi și o să le notăm cu A, B și C. Deci latura AB, AC și BC. Și ce spune teorema lui Pitagora? Că în orice triunghi dreptunghic, suma pătratelor, lungimilor, catetelor este egală cu pătratul lungimii ipotenuzei. Și o să scriem. Suma pătratelor, lungimilor, catetelor. Și avem prima catetă AB la a doua plus AC la a doua. Este egală cu pătratul lungimii ipotenuzei BC. Aici avem catetă, catetă și ipotenuză. Ipotenuza este latura opusă unghiului drept. Acum o să dăm un exemplu. Deci avem AB egal cu 4 și AC egal cu 3. Să aflăm ipotenuza BC. Teorema lui Pitagora, această formulă o să înlocuim. Deci o să repetăm mereu teorema lui Pitagora în triunghiul dreptunghic. Deci suma pătratelor, lungimilor, catetelor este egal cu pătratul lungimii ipotenuzei. Deci AB la a doua plus AC la a doua este egal cu BC la a doua. Și o să înlocuim AB-ul cu 4 și o să avem 4 la a doua plus 3 la a doua este egal cu BC la a doua. Și calculăm. 4 la a doua ne dă 16 plus 9, 3 la a doua 9, este egal cu BC la a doua. Deci ipotenuza pe care noi trebuie să o calculăm. Și 16 plus 9, 25, este egal cu BC la a doua. Unde rezultă că BC, deci ipotenuza noastră este egal cu radical din 25. Radical din 5 la a doua și egal cu 5. Acesta este rezultatul la primul nostru exercițiu. Și am aflat ipotenuza necunoscută noastră. Acum să facem un alt exemplu, să aflăm una dintre catete. Și exercițiul numărul 2, vom lua un triunghi dreptunghic
Notăm A, B și C. Vom nota AB-ul cu 8, cateta AB cu 8, ipotenuza BC cu 10 și să aflăm AC-ul. Și o să scriem că avem AB egal cu 8, BC egal cu 10 și să aflăm cateta noastră AC. Și aplicând teorema lui Pitagora, care spune așa, în orice triunghi dreptunghic, suma pătratelor lungimilor catetelor este egal cu pătratul lungimii ipotenuzii. Deci avem AB la a doua plus AC la a doua este egal cu BC la a doua. Deci suma pătratelor catetelor, lungimilor catetelor, este egal cu pătratul lungimii ipotenuzei. Și acum înlocuim AB cu 8. 8 la a doua plus necunoscuta noastră AC la a doua este egal cu BC la a doua. Eu fac aceste exerciții pas cu pas ca să înțeleagă toată lumea. Și noi trebuie să scoatem necunoscuta să o aflăm. Deci AC-ul, cateta noastră. Și dacă o să scoatem AC la a doua, o să avem egal cu 10 la a doua, care este, o să scriem așa, 10 la a doua. Și 8 la a doua, noi o să-l trecem în cealaltă parte, aici, cu semn schimbat, el are plus în față. Știm că înainte unui număr, plusul nu se pune. Și o să-l trecem cu semn schimbat, deci minus 8 la a doua. AC la a doua este egal cu 10 la a doua ne dă 100, minus 64. Și AC la a doua este egal cu 36. Deci AC la a doua este egal cu 36. AC este egal cu radical din 36, egal cu radical din 6 la a doua și AC este egal cu 6. Deci necunoscuta noastră, cateta, triunghiul nostru, are latura AC de 6. Deci o catetă de 6, o catetă de 8 și ipotenuza de 10. Acesta este al doilea exercițiu. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Sper că ați înțeles. Vă rog să-mi lăsați mesaje în comentarii dacă nu înțelegeți ceva și dacă aveți nelămuriri. Eu am să fac cu voi pas cu pas fiecare exercițiu pe care voi nu-l înțelegeți. Să-mi lăsați mesaje. Și am să vă explic pe înțelesul tuturor. Vă mulțumesc și vă urez o zi bună în continuare și ne vedem cu următoarea lecție. La revedere! Eu sunt Camelia Chira. La revedere!